Da, păi nu, că poți să... Cel care vorbește, nu vorbește fără... Numai dacă fumează. Un metru, un metru. Gata? Bună ziua, mulțumesc frumos pentru că ați răspuns la invitația noastră la conferința de presă de astăzi, care are ca și subiect aspectele care s-au consemnat ieri în Congresul de Fuziune între Pro-România și ALDE. Ieri a avut loc un congres începând de la ora 11, la ora 12, la ora 12 Congresul Pro-România, ulterior de la 12 la 13 Congresul ALDE, iar Congresul Comun, la care a participat inclusiv la nivel local, aici în sediul Pro-România, domnul Asafte împreună cu 10 reprezentanți ALDE, Congresul de Fuziune la nivel național între cele două partide. Fuziunea s-a făcut prin absorpție, deci ALDE a fost absorbită în Pro-România. Aspectele prezentate în Congres s-au referit la prezentarea și aprobarea planului anticriză, îl voi detalia în cazul în care dumneavoastră veți solicita, desemnarea, aprobarea fuziunii Partidului Pro-România prin absorpție a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților ALDE, aprobarea modificărilor din statutul Pro-România și actualizarea acestui statut pe noua formulă, și, nu în ultimul rând, desemnarea candidatului partidului pentru funcția de prim-ministru în persoana domnului Victor Ponta. S-au prezentat și prioritățile pe care le avem din punct de vedere politic și social, privind până la urmă rezolvarea problemelor economice, în primul rând, din această situație de criză, din pandemie. Pro-România, de acum înainte voi vorbi despre Pro-România, pentru că, practic, teoretic, ALDE nu mai există. Domnul Asaftei o să vă facă precizările ulterior. Redeschiderea școlilor, testarea în masă, avem un program național de testare și de contare a acestor testări de către guvern. Redarea demnității militarilor, vorbim aici despre legea 223 din 2015 privind pensiile pentru cadrele medicale și militare și nu drepturilor și libertăților fundamentale ca abordare a ideologiei liberale. Aș putea spune că Pro-România a devenit un partid de centru-stânga și centru-dreapta în acest moment. O să fac câteva precizări după ce o să-i dau cuvântul domnului Asaftei referitor la cei doi candidați primi de pe listă. Sunt prezenți și cei de pe poziția 2, 3, chiar 4 pe lista de candidați la Camera Deputaților și la Senat. În persoana, ca deschizător de listă, în persoana domnului Bogdan Tohăneanu pentru Camera Deputaților și a domnului Dan Manoliu pentru Senat. Domnule Asafte, vă rog frumos, haideți să facem doar pentru momentul schimb de locuri. Vă rog frumos. Bună ziua, domnilor și domnilor. Așa cum a prezentat și colegul Liviu Hărbuț, ce era de demonstrat, a fost demonstrat fuziunea dintre două partide care au în agenda interesul național, s-a realizat ieri, în cadrul Congresului care a pecetuit o asemenea realitate. Și așa cum spunea domnul Tăriceanu, de o declarație recentă, unirea noastră nu este un sfârșit de drum, ci este un nou început. La neam s-a întâmplat, la fel cu cele două filiale au fuzionat, s-au unit și iată-ne astăzi într-o conferință de presă comună. Credem că prin asta arătăm ceea ce lumea se așteaptă și așteaptă de la noi, și anume că trebuie să devenim o forță politică de care să se țină seama și să încheiem odată pentru totdeauna cu dictatul a două partide mari, care devin așa pentru un soi de schimburi la un ciclu de 4 ani,
la putere alternativ. Noi ne propunem cu totul altceva, să fim echilibru, să fim o constantă și să fim ceea ce trebuie în apărarea mediului privat românesc și a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Domnul Arbuz, dacă vreți să mai continuați, o să întreabă. Da, aș continua cu... Sigur, dacă îmi permiteți, pentru că avem aici pe cei doi colegi, pe domnul Tohăneanu și pe domnul Manoliu, nu facem nimic altceva. Obiectivul nostru principal este ca în data de 6 decembrie să avem în Parlamentul României nu doar pe cei doi și eventual chiar 3 sau 4 deputați și senatori. Mă refer, apropo, de Camera Deputaților, 2 deputați și la Senat, 2 senatori. Vom maximiza eforturile noastre din punctul ăsta de vedere și o vom demonstra în timp și sunt sigur că și timpul ne va da dreptate. Vă rog. Da, voi reveni la subiectul candidaților, întrucât în presa locală și mulțumesc celor care au dezbătut pe larg sau pe scurs sau în serial prezența celor doi candidați, mai ales a colegului meu Bogdan Tohăneanu. Aș vrea să fac câteva precizări. Deci, domnul Bogdan Tohăneanu a ajuns pe poziția 1 pentru Camera Deputaților, candidat, în condițiile în care nu a fost numit de domnul Victor Ponta, pentru că sunt prieteni sau au fost colegi. O să destăinui acum, eu cu Bogdan suntem prieteni de peste 20 de ani. Am lucrat împreună, nu în domeniul politic. Bogdan Tohăneanu a intrat în politica mare, ca să zicem în ghilimele, abia în momentul în care a fost înființat Partidul Pro-România. Bogdan Tohăneanu are o experiență vastă. Cred că atunci când vorbim despre reprezentare în Parlamentul României, nu vorbim despre o reprezentare la primărie locală sau o reprezentare în Consiliul Județean, vorbim despre o reprezentare în Parlamentul României, în condițiile în care, așa cum vedeți, atât noi cât și alte partide, avem câteva obiective foarte clare. Avem obiectivul menținerii unui parlament suplu la nivel de 300 de parlamentari. Am susținut și am votat pentru asta. Susținem votul în două tururi, susținem și noi unirea cu Moldova, în condițiile în care aceste obiective au fost deja aclamate de către alt partid de pe scena politică. Și noi susținem coridoarele paneuropene, susținem fără penali în funcții publice, așa cum susține alt partid din eșichierul politic. Suntem implicați proactiv în ceea ce înseamnă gestionarea pandemiei și, desigur, combaterea crizei economice. Cred că aceste obiective nu aveau obligatoriu nevoie de un candidat care să se revendice ca fiind născut și crescut în Piatra Neamț. Atunci când vorbim despre primărie, de exemplu, eu am fost candidat pentru funcția de primar al orașului Piatra Neamț, desigur lucrurile stau cu totul altfel, pentru că nu poți administra, gestiona și simți un oraș, nu poți să ai empatia cu cetățenii unui oraș atunci când vii din afara orașului. Sunt lucruri total diferite. Cred că profilul celui care candidează pentru primărie sau pentru o funcție locală este unul, iar atunci când vorbim despre un candidat la nivel național în Parlamentul României, vorbim despre un profil specific, vorbim despre o persoană care are experiența necesară atunci când vorbim despre reforme în zona legislativă și aici vorbim despre reforme inclusiv. Eu am o prietenie cu Bogdan de mult pentru că amândoi, din punct de vedere emoțional și, desigur, responsabil, suntem, aș putea spune, uneori chiar obsedați de ceea ce înseamnă reforma administrativă, un obiectiv pe care îl împărtășim și cu conducerea Pro-România și mai ales cu Victor Ponta, pentru că fără o reformă profundă administrativă în România, nu vom ajunge la liman și, în primul rând, nu vom ajunge din punct de vedere economic. Susținem 11 județe, susținem doar 1100 de UAT-uri, adică de primării, pentru că astfel, într-adevăr, vom putea vorbi de reformă. Vorbim despre 11 județe în sensul în care aceste județe
să fie acele zone de dezvoltare de care avem atâta nevoie, în condițiile în care, știți bine, politicile Comisiei Europene și Parlamentului European sunt acum de a da mai multă autonomie economică, administrativă, uneori, atunci când vorbim de fonduri europene, acestor structuri administrative, adică zone de dezvoltare, în condițiile în care agențiile de dezvoltare regionale, știți bine, se vor transforma, vor deveni practic autorități de management cu autonomie și cu interes local. În acest context, în contextul în care pilonii de bază ai politicilor Comisiei Europene sunt acum aplicați mai mult către, au fost și înainte, dar se pare că nu s-a realizat, obținerea unei dezvoltări egale între regiunile europene. În momentul de față, Europa este clar defavorizată, Moldova este clar defavorizată, o regiune, o zonă defavorizată, motiv pentru care avem nevoie în Parlament și în Parlamentul European de o susținere calificată. Avem nevoie de oameni calificați cu experiență care pot face asta. Același lucru va dezvolta în activitatea parlamentară și sper actualul și viitorul senator Dan Manoliu, care este, așa cum spuneam și mai devreme, avem nevoie de o balanță între reprezentare la nivel național și o reprezentare oarecum locală la nivel național. Pentru că cei doi, împreună cu ceilalți de pe listă, n-aș vrea, aici este prezentă și Mădălina Ciubotaru, care este pe locul 2 pentru Camera Deputaților, este și Cătălin Chiței, cu o experiență vastă administrativă pentru poziția 2 la Senat. Eu cred că noi venim cu o echipă performantă, calificată, care își va arăta rodul experienței în Parlamentul României. Desigur, domnul Asaftei v-a spus, noi împreună susținem acești candidați, nu există niciun fel de reținere din partea noului membru Pro-România și mai spun o dată, bun venit în Pro-România domnului Asaftei. Desigur, se mai întâmplă în Pro-România, cu siguranță, veți regăsi această autonomie politică a declarațiilor politice, a acțiunilor politice, pentru că noi nu suntem înregimentați așa cum sunt, de exemplu, partidele mari, așa cum se întâmplă la PSD mai ales și la PNL. Noi putem avea opinii diferite, putem vota diferit fără să fim dați afară din partid. Acest lucru se demonstrează și prin autonomia, să spunem în ghilimele, politică pe care o avem noi Pro-România Neamț față, de exemplu, ieri declarațiile politice ale domnului Victor Ponta, care considera USR-ul ca fiind un dușman sau un competitor politic nu tocmai corect în lupta electorală. Eu consider că la Neamț politicile Pro-România, politicile liberale și politicile USR sunt politici convergente, mă refer aici la nivel local, nu vorbesc la nivel național. Una este o declarație politică la nivel național, alta este ceea ce se întâmplă aici în comunitatea noastră, pentru că avem nevoie de politici consensuale, avem nevoie de politici convergente și spre asta tindem. Eu sunt adeptul unor politici consensuale care să aducă plus valoare și beneficii comunităților locale. În mod special, eu mă refer la Piatra Neamț, pentru că nu văd o dezvoltare sustenabilă a acestei zone din România fără a avea politici consensuale. Am să-i rog să ne spună două vorbe și domnul Tohăneanu și domnul Manoliu. Te rog. Da, bună ziua! După ce m-a prezentat domnul Harbuz, mai sunt puține lucruri de spus despre mine. Așa cum a spus-o, ne apropie idei comune. Reforma administrativă, a spus Liviu, pe care fiecare dintre noi o considerăm esențială pentru dezvoltarea acestei țări. Reforma în justiție, o reformă reală. Și, de asemenea, reforma constituțională. Vor fi foarte multe lucruri de spus, de aceea nu vreau să intru în detalii. Eu cred că acestea sunt obiectivele importante pe care
ar trebui să le avem în Parlamentul României, pe lângă, bineînțeles, și celelalte obiective care sunt de interes local. Un obiectiv pe care îl are toată Moldova este acea autostradă A7 care să facă legătura între Suceava și Ploiești. De asemenea, tot ce înseamnă proiecte care țin de zona IMM-urilor, de zona de dezvoltare a turismului, precum și ceea ce ține foarte mult, și insist pe chestiunea asta, proiecte în zona ecologică, pentru că Uniunea Europeană încurajează statele membre să ducă o politică ecologică și o politică verde, și pentru acest lucru vor fi foarte multe fonduri. Așa cum a spus-o și Liviu, fondurile există, important este să avem și proiectele pe care să le implementăm și oamenii cu care să implementăm aceste proiecte. Aveți în mine și nemțenii vor avea în mine un avocat al lor în Parlamentul României. Mulțumesc frumos! Dan? Da, mulțumesc frumos! Am să încep în primul rând cu o prezentare a activității mele ca senator în Parlamentul României. Și asta include 99 de inițiative parlamentare, din care 35 au devenit legi. Printre legile cele mai importante și, spun eu, cu impact și pentru nemțeni, la care am fost inițiator, este cea a racordării gratuite a consumatorilor la rețelele de gaz, legea muntelui cu cele două legi aferente, care stimulează activitatea economică în zona montană, legea angajării și facilităților a tinerilor sub 40 de ani în domeniul agricol. Una din legile la care trebuie să vă spun că au implicat presiuni mari asupra noua parlamentarilor care am lucrat acea lege, este legea energiei electrice și a gazelor naturale. Presiuni care au venit mai ales de la marile corporații care controlează domeniul, și lege în care noi am inclus o serie de măsuri de protecție privind furtul și înșelăciunea la facturi. Un lucru de care se lovesc absolut toți și ne lovim toți la facturile de curent și gaz. Și e o lege care e promulgată și de care cetățeanul nu știe, pentru că noi am creat cadrul legislativ pentru a permite cetățeanului să adreseze autorităților statului și să aibă o lege care să-i protejeze din acest punct de vedere. V-am spus, am rezistat acelor presiuni inimaginabile uneori, cu amenințări, când am lucrat la această lege. Nu mai spun legea votului prin corespondență, ca vicepreședinte a Comisiei din Senat a Românilor de peste graniță, am fost în Comisia Paritară care a modificat cele trei legi electorale privind votul în diasporă, și care se aplică și la acest rând de alegeri. Dacă vă veți uita pe listele de candidați a partidelor și a marilor partide, și aici nu vreau să fac niciun fel de rabat, cei care suntem parlamentari, la PNL, Eugen Țapu, îi mai trebuiesc patru mandate, deci în două mandate are 14 legi. Îi mai trebuiesc încă 3 mandate ca să ajungă să aibă inițiativele și legile mele. Veți uita la Răzvan Cuc. Într-un mandat are 7 inițiative parlamentare. Nu mai spun declarații, interpelări și așa mai departe. Eu consider că în Parlamentul României am fost foarte conștient și am știut că am încrederea și votul nemțenilor. Și am vrut să apar în fața nemțenilor după un mandat cu ceva aplicat. Mă veți întreba de ce pro-România. Pentru că consider în momentul actual că pro-România este un partid cu o doctrină socială mult mai europeană. Și era singura, eu am făcut 20 de ani, am fost într-un partid în care am făcut și am îmbrăcat doctrina socială și sufletul meu este către oameni. Și Pro-România deja demonstrează cu primele măsuri anunțate că este un partid care propune oamenilor
măsuri simple, concrete, ușor de aplicat și imediat de aplicat. Vorbim de venitul minim garantat de criză, vorbim de ceea ce înseamnă sprijinirea IMM-urilor, pentru că IMM-urile sunt motorul economiei, pentru că acel patron care are 2, 3, 4, 50 de angajați, în primul rând a avut grijă să-și plătească dările la stat, ca să fie el liniștit. Spre deosebire de marile companii, care știți că au acumulat datorii neplătind la bugetul de stat și au beneficiat pe diferite conjuncturi de scutiri și așa mai departe. De asemenea, de ce Pro-România? Pentru că este partidul care a spus foarte clar și un lucru care îl doare în ziua de astăzi pe oricare nemțean. Nu închiderii școlilor. Nu închiderii școlilor. Este foarte greu și am foarte mulți cunoscuți și m-au sunat mulți și au venit mulți la cabinetul parlamentar după această măsură și mi-au spus, domnule, cum pot să lăs copilul acasă și eu să plec la servici? Nu aveți structură, nu aveți nimic. Erau posibilități, dacă veți vedea, sunt școli, sunt corpuri de școli care stau goale, erau posibilități să nu închidem școlile, pentru că învățământul e acela în care dascălul își vede elevul și elevul vede pe dascăl și îl simte. Și vă mai dau un exemplu și cu asta vreau să închei. Vedeți, ultimele zile, bulibășeara între ceea ce spune la nivel central guvernul și ceea ce fac reprezentanții lor în administrație la nivel local. S-au anunțat cu surle și trâmbițe, se închid piețele, se închid tot. La nivel local au venit reprezentanții lor, care sunt primari, oameni care fac administrație, și au spus, nu închidem, avem soluții, am depistat soluții, am făcut circuite, nu închidem. Ori de două, trei zile, oamenii nu știu ce să mai creadă, nu știu ce să mai facă, nu știu pe cine să mai creadă, nu știu ce se întâmplă. Ori lucrul acesta nu e normal. Eu nu pot decât să mă angajez în fața nemțenilor, că așa cum în acest mandat de senator am încercat și spun eu că am reușit în parte să fac ceva pentru nemțeni, vreau să-mi continui proiectele alături de Bogdan, colegul meu de la cameră, pentru că știți, orice inițiativă legislativă trece prin două filtre, Camera și Senatul. Și dacă grupul nu este unit și nu ești coleg tu, senator, cu cel de la deputați sau cu grupul de la deputați, o inițiativă nu trece, nici de comisii, nici în plen. Și mai ai nevoie și de susținerea președintelui, al lui Liviu Harbuz. Ai nevoie de susținerea președintelui la nivel național, al lui Victor Ponta. S-a demonstrat că Victor Ponta a fost omul și prim-ministru care a scos România din criza trecută. Noi ne-am asumat și suntem singurul partid care ne-am asumat misiunea ca alături de cetățeni să scoatem România din criză la anul. Și o vom face. De aceea vă rog pe toți, aveți încredere în noi și pe data de 6 decembrie votați Pro-România, poziția 3. Mulțumesc! O primă întrebare, da. Și singur. Una secundă să închei și după aia să-mi cer scuze, domnul Adica. Da, în lumina celor reprezentate de către domnul Dan Manoliu, aș vrea personal să salut intervenția astăzi în piață a primarului Carabelea și a prefectului de Neamț. Pentru că, într-adevăr, în acest haos legislativ, închiderea piețelor ar fi o lovitură grea pentru micii întreprinzători, pentru producătorii români și, desigur, ar fi un scenariu în favoarea supermarketurilor. Salut inițiativa de astăzi de a găsi soluții, înțeleg că s-au și găsit. Iată, vorbim aici despre politici consensuale la nivelul județului Neamț. Și acum, domnule, vin ca sesiunea de întrebări, puteți începe? Primul și singură întrebare am, după domnul Nadir și oficializarea care va fi în justiție, noul partid care vrea de la de doar o literă lăsă, se va numi Pro-România SELE, dacă am înțeles bine, social-democrat. Social-liberal. Spunea așa seară domnul Ponta că va fi un USL 2, mai mic, sau un fi. Avem în România un alt partid preloc,
terminații asemănătoare, cel al lui Voiculescu, PP-USR. Nu, insinuați că și noi am fi un partid breloc? Nu, așteptați întrebarea, vă rog. Nu, că ați zis un alt partid breloc și m-am... Mai avem un alt partid breloc al lui Ilan Laufăr, PSD, Platforma Socială Liberală. Întrebarea mea. Păi nu, nu am găsit de dumneavoastră bloc. Întrebarea mea este, nu vă credeți că am multe partide din moștenirea asta semantică, din moaștere de imagine ale fostului USL? Nu, este o interpretare pe care o dați dumneavoastră și nu numai dumneavoastră, pentru că în calitate de jurnalist reprezentați un anumit segment din public, care probabil că va gândi așa. Nu, nu suntem un nou USL. Așa spus, dar, nu suntem un nou USL, dacă îmi dați voie să și explic. Este vorba despre abordarea ideologiilor. Știți bine că trăim niște vremuri în care ideologiile aproape nu mai există. Știți bine că într-o mare criză ideologică este ideologia liberală în momentul de față, liberalismul mai degrabă, pentru că trăim o pandemie, o pandemie în care, după cum bine vedem, puterea politică încet încet este înlăturată de către politicile marilor corporații. Vorbim despre niște schimbări care grevează întreaga lume politică, vorbim despre ideologii care dispar și ideologii care apar, pentru că la fel, dacă vorbim din punct de vedere ideologic, putem vorbi despre ideologia progresistă, aici putem vorbi despre USR, de exemplu, care progresiștii în toată lumea sunt de stânga. Iată că progresiștii au câștigat și campania din Statele Unite, pentru că, într-adevăr, Partidul Democrat din Statele Unite este un partid cu o ideologie progresistă. Nu mai putem vorbi despre ideologiile clasice, nu mai putem vorbi despre ceea ce a fost. Eu cred că odată cu pandemia dăm un restart omenirii și aici, desigur, trebuie să avem o viziune mult mai largă apropo de influența pe care o au marile tehnologii, marile corporații care implementează aceste ideologii și putem merge chiar așa cum probabil se va întâmpla într-o perioadă foarte scurtă la dispariția sistemului bancar, la apariția criptomonedei. Cred că ar trebui să gândim puțin în perspectivă, să nu mai rămânem ancorați doar în niște inițiale. Eu cred că e ca și model, apropo, de acest mix de ideologii sociale și liberale. De ce? Pentru că a face politici sociale înseamnă în primul rând a face politici liberale. Pentru a cheltui ai nevoie ca o ideologie să încurajeze producția, să încurajeze ceea ce se numește sistemul investițional. Deci cred că la asta s-a referit domnul Ponta. Eu așa am înțeles, dacă nu sunteți mulțumit, domnule Vinca. Vă mulțumesc. Pentru domnul Asafei, dacă îmi permiteți, plec de la declarația domnului Harbuză, care a anunțat, a anticipat deja la nivel național, o clemență a celor care au o altă poziție în interiorul partidului, probabil inclusiv la vot. Dumneavoastră veniți dintr-o alianță cu PSD-ul, din ultimii 4 ani, inclusiv pe listă la alegerile locale, și ați găsit o altă alianță creată cu PNL, cu USR, probabil se va lărci și către PMP. Eu vă întreb în mod direct, dacă dumneavoastră, ca ales, ca și consilier județean, veți merge cu votul conform direcției politice a acestei alianțe, sau vă veți asuma un alt rol? Păi să începem cu începutul. Și... O să-mi permite să dau un pic jos ăsta. Pentru că mi se aburesc ochelari. Deci să începem cu începutul, și anume. Eu sunt un tip foarte disciplinat. Un tip disciplinat din punct de vedere politic. Din punct de vedere al partidului. Categoric că dacă vorbim de politici și de politică și de poziția mea în cadrul Consiliului Județean, vorbim de fapt de o alianță care este pentru modernizarea neamțului. Vreau să înțeleagă foarte bine. Eu nu sunt în alianță cu PSD-ul. Eu sunt în alianță cu Partidul Puterii Umaniste, Social-Liberale și cu PSD-ul,
la mondiala la care această alianță de modernizare și dezvoltare a Neamțului își va spune cuvântul în Consiliul Județean. Tot ce înseamnă modernizare, tot ce va însemna proiect sănătos pentru județul Neamț, pentru cetățenii județului Neamț. Dacă nu ați făcut, înțeles, vă întreb direct. Păi, trebuie să ținem vicepreședinții susținuți de această alianță? Dați-mi voie să dezvolt. Am rugăminte. Deci vă rog să-mi dați voie să dezvolt subiectul. Da? Deci, dacă e această alianță în scopul dezvoltării și modernizării județului, categoric îmi voi da votul în cadrul acestei alianțe. Ce va fi împotrivă, voi fi sigur alături de ceea ce înseamnă colegii mei. Cred că este o atitudine constructivă. Problema care se pune este alta. Eu vin aici în acest partid, conform întâlnirii conducerii și a Congresului, cu o zestre liberală, autentică, modernă, cu un liberalism care, sigur, se vrea aplicat în fiecare, știu, parte din această țară. Eu nu am nevoie de un alt fel de liberalism în cadrul acestui partid. Cum nu am nevoie de prezența PNL-ului și a USR-ului în cadrul acestui partid. Asta apropo de opiniile diferite și sigur de nișa deschisă de domnul Harcuz, pentru că trebuie să fim sinceri cu noi, eu nu pot să votez cu cei care, apropo de această alianță PNL-USR pe care am găsit-o în acest partid, și să le luăm pe rând. Dacă vorbim de PNL, nu găsesc nimic altceva decât lupii pedeliști îmbrăcați în piele de oaie penalistă, nu găsim nici altceva decât adversare noștri politici, prin mesajul transmis la centru, nu găsim nici altceva decât pe cei care de un an de zile au transformat România într-o feudă și un altceva, și iată ce se întâmplă și în ce necaz și în ce dramă ne-au adus și ce trăim astăzi, nu găsim nimic altceva decât împrumuturile masive la niște dobânzi înrobitoare pentru generațiile viitoare, pe care le face ministrul Câțu, care aparține guvernului liberal, Partidul Național Liberal în speță. Deci liberalismul din pro-România este reprezentat de către domnul Călin Popescu Tăricianu, unul dintre cei mai verticali, consecvenți oameni, cei consecvenți liberali, post-decembriști. Ăsta e adevăratul liberalism care vine în pro-România. Nu de liberalismului PNL-ului, care știm cum joacă și ce dansul pe sârmă face până se menține la putere. Este o primă problemă. A doua chestiune. Spuneam că eu sunt un om disciplinat, da? Din punct de vedere politic. Păi să ne înțelegem. Mă pot eu abate la ceea ce a spus domnul Victor Ponta, președintele partidului, ieri în congres, care a fost un mesaj ferm? Nu mă pot abate, poate dumneavoastră. Deci spune așa domnul Victor Ponta. USR, din punctul meu de vedere, este cea mai distructivă forță în acest moment. Ei sunt cea mai distructivă forță care candidează la alegeri. Am încheiat citatul. Aceste precizări... De genul acesta, iertați-mi că... Aceste precizări... Eu v-am întrebat și încercat să... Dacă vreți să rezumați unii, ca să nu monopolizez cu acest răspuns. Dacă vreți să... Păi mă monopolizați voastră cu întrebările. Pentru că nu răspundeți. Vă răspund. Dacă vreți susține candidații la funcția de vicepreședinte la Consiliul Județean, cei susținuți de această alianță sau nu? Deci, cred că v-am răspuns, dar cred că v-ați înțeles mai bine. Deci eu nu pot fi de acord cu această alianță PNL-USR existentă în cadrul pro-România. Este o primă problemă. Nu pot fi aliat cu cine? Cu cei care nu votează cu mâna pe... nu, iertați-mă, nu de bun jurământul, cu mâna pe Biblie? Cu cei care sunt împotriva bisericii tradiționale, bisericii ortodoxe? Împotriva creștinismului în ultimă instanță. Cu cei care, susțin prin votul dat anumite comunități care sunt dincolo ce se înseamnă familia tradițională. Mă vedeți pe mine ca să fiu aliat cu așa ceva? Cu cei care pe altă parte dărâmă cruci, baciocoresc biserica? Cum să fiu în alianță cu așa ceva? Iată o problemă care, sigur, trebuie practic prezentată și dezbătută undeva în forul de conducere și inclusiv la nivelul la care, sigur, aici cu domnul Harguz, ca să ne înțelegem, am găsit și elemente comune, dezvoltăm elemente comune, dar sigur sunt și păreri diferite, opinii diferite. Mulțumesc. Și le vom descurca și pe astea până la urmă. Am și o întrebare. Domnul Săr, sau domnul Harcuz, după declarații de ieri, domnului Ponta, la adresa USR,
și acum după cele care au zis dumneavoastră. Vreau să vă face să mă face să înțeleg, ai ieșit cu SRE din alianța asta sau ai ieșit pro România din alianța asta cu PNL și USR? Probabil PNL, nu știu cine vrea, dacă vreți să zic. Că domnul Hartuz a și participat la discuție. Da, poate să mă dat acolo. Vă rog, domnul Coronel. Deci, în primul rând, declarația domnului Saftei este o abordare personală a dânsului, în condițiile în care, și eu o respect, fiecare, așa cum spuneam, în cadrul Pro-România, este liber să aibă puncte de vedere diferite de conducerea partidului, îmi venea să zic superioară, că e un termen mai la îndemână. În primul rând, chiar am specificat mai devreme, am vorbit astăzi inclusiv cu domnul Bulai și am stabilit că noi avem o înțelegere la nivel local. Nu este o înțelegere politică, este vorba despre o politică consensuală în interesul cetățenilor din Piatra Neamț. Desigur, cu toții vorbim, hai să ne unim, ne dorim binele, vrem, îmi scapă mereu cum se cheamă pentru dezvoltarea Neamțului, cum se cheamă Alianța? Alianța pentru Modernizarea, Modernizarea Neamțului. Vorbim despre modernizarea Neamțului, dar vorbim în termeni foarte radicali, uneori ridicând vocea, uneori fiind ușor extremiști. Vreau să vă spun că, repet, poziția domnului Asafte, eu respect, eu voi merge în continuare, în alianță, așa cum am stabilit. Cei de la USR au spus, atâta timp cât avem politici convergente la nivelul județului Neamț, nu avem nicio problemă cu declarațiile politice ale domnului Ponta. Asta nu înseamnă o lipsă de disciplină. Nu că aș fi eu foarte disciplinat, știți că sunt un politician atipic și nu prea ridic mâna când mi se spune. Ce se întâmplă pentru poziția personală a domnului Asafte în interiorul România se concretizează într-un vot pentru Alianța pentru Modernizarea Neamțului și nu pentru noua alianță care s-a format cu USR? Este o întrebare, eu cred că e o întrebare retorică. Este evident că domnul Asafte va vota împotriva candidaților pentru funcțiile de vicepreședinte propuși de această alianță. Este evident, spuneți. Da, este o evidență. Dar va prezenta dânsul punctul de vedere. Domnul Asafte susține contrar. Nu. Domnul Asafte v-a spus foarte clar că va vota în cadrul Consiliului Județean pentru Alianța de Dezvoltare, sper că spun corect. Atâta vreme cât proiectele din cadrul acestei alianțe slujesc interesul cetățeanului nemțean. Păi, slujesc interesele nemțenilor. Proiectele sunt, deci în momentul în care s-a făcut această alianță Pro-România, USR și Partidul Național Liberal, s-au pus proiecte pe masă, ne-am pus de acord cu acele proiecte, așa s-a întâmplat și la nivel de Piatra Neamț, așa s-a întâmplat și la nivel de județ. Sunt, repet, abordări diferite, dar abordări personale. Politica Pro-România Neamț este aceea de a merge în alianță cu USR-ul și cu PNL-ul. Nu mă înțeleg cu cine votează domnul Asafte. Domnul Asafte va vota cu cine crede dânsul de cuvință. Și o să aflați. Deci nu mai e atât de evident. Ba da, este evident. Pentru mine, nu știu dacă n-ați înțeles dumneavoastră. A nu se înțelege, dacă îmi permiteți dumneavoastră. Vă rog, vă rog. A nu se înțelege... Asta pentru posteritate. Pentru eternitate. A nu se înțelege că eu în cadrul Pro-România fac o dezidență de o anumită manieră încât obiectivul nostru principal pentru 6 decembrie se estompează. Nu este vorba de așa ceva. Eu spun doar atât că suntem într-o competiție cu PNL-ul, cu PSD-ul, cu USR-ul. Ne sunt adversari politici și pe obiectivele mari care vizează, sigur, prezența Pro-România în Parlamentul României sunt alături și niciodată și voi demonstra maniera în care mă implic din punctul ăsta de vedere. De anumite ori, eu cred că am și început acum vreo câteva zile, când spunea cineva într-o presă din asta de, mă rog, subterană, că vezi, Doamne, Brelo. Nu știu ce, dar Brelo, nu știu ce, politicieni au fost fugăriți de nu știu sub nicio formă.
Dar, mă rog, nu e vreodată când se minte în așa zisul, mă rog, ziarul mai social respectiv. Dar problema este cu totul alta. Încercarea, deci o semna pro-România, da? Vi se pare firesc ca un vicepreședinte să fie la Consiliul de Județean din partea pro-România? Nu știu dacă sunt eu sau alți, sau altcineva dintre colegi. De ce trebuie să votez de la PNL și de la USR? De ce să dau votul adversarilor? Și nu vreau să... Pentru că nu vreau să mai argumentez din punctul ăsta de vedere. Dar nu mi se pare deloc o politică constructivă izolarea, să presupunem, a actualului președinte al Consiliului, care a fost ales de 77.000 de cetățeni și nu de jocul partidelor din cadrul Consiliului Județean, izolarea lui, pentru că o asemenea izolare nu va duce la nimic altceva decât la blocarea efectivă a dezvoltării prin proiecte sănătoase a județului. Ori 4 ani de zile și 4 luni de zile am făcut dovada, 4 ani și 4 luni am făcut dovada că putem face ceva constructiv atunci când există unanimitate în cadrul, sau majoritate în cadrul Consiliului Județean. Sigur că putem vorbi de poziția, eu acum iertați-mă, vreau să-mi exprim o părere tot, poate tot personală și fără, cumva sau mai știu ce, insinua ceva vis-a-vis de liniu. Problema să punem felul următor. Poziția pro-România, dacă ar veni într-o asemenea conjunctură, apropo de politici convergente, ar fi mult mai sănătoasă într-o majoritate în Consiliul Județean decât alături de PNL și USR. Ideea de a izola pe cel care 4 ani de zile, eu nu sunt avocatul Arseneasu și în altă parte, dar realitatea a demonstrat-o, care a dus bani în județul ăsta, nu au fost aduși în 26 de ani de zile, mie mi se pare atipică și păguboasă pentru viitor. Așa cum spun că alianța cu USR-ul ne se va întoarce negativ înzecit înapoi în timp, în perspectivă. Despre asta este vorba. Anumite spus, mesajul meu este foarte clar și anume că rămânem împreună, mergem și vom lupta pentru ceea ce înseamnă prezența pro-România în Parlamentul României și sigur și pentru alte obiective. Dar eu nu pot să votez să fiu într-o alianță și să votez într-un alt fel. Sigur, voi vota împotriva acestei alianțe dacă sunt proiecte care nu corespund din punctul meu de vedere. Și vă dau un exemplu. Am fost singurul și știți de asta presa treaba asta care m-a ridicat împotriva ceea ce înseamnă scumpirea gunoiului în județul Neamț. Am fost singurul care m-a ridicat împotriva ceea ce înseamnă scumpirea apei. Și eram în coaliție cu PSD-ul. Am fost, când am fost Aldi și PSD-ul împreună, eram în coaliție cu PSD-ul. Acum eu ce să fac în cadrul coaliției? Să nu mai votez ceea ce trebuie pentru Neamț, adică să mă iertați că o să mă exprim ceva mai atipic. Să-mi fac aia proastă care dă copita la dorința plină? Haideți să ne înțelegem. Deci aici vorbim de cu totul altceva. Vorbim de o poziție sănătoasă și de forțe politice, într-adevăr, convergente, dar care au și o sănătate morală în interiorul mesajului politic. Ori dacă dumneavoastră credeți că vorbim de mesaj social-liberal la USR, asta ar că eu mai știu ce vorbesc. Eu vreau să fac o dezvoltare a ideologiilor, apropo ce spunea aici domnul Hărbuț. Pot vorbi 3 ore. Problema care îi spun este alta. Să venim alături de acele părți din politica românească, care cât de cât au demonstrat în timp că sunt alături de nația asta. Despre asta este vorba. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă în Consiliul Județean lucrurile sunt relativ clare și mai clare, cei care înțeleg în interiorul organizației pro-României, această fuziune va reconsidera funcțiile în organizația județeană? Cu alte cuvinte, concret, domnul Asapte va avea o funcție de conducere în organizația județeană? Pot să răspund eu? Nu. E vorba de un principiu național. Și de da. Deci o să vă răspund. Tocmai ieri a fost aprobat nou statut al partidului. Se vor face alegeri democratice în baza noului statut al partidului, care a devenit un statut comun atât pentru fostul ALDE cât și pentru Pro-România, deci este asimilat de către noul partid Pro-România. În ce privește izolarea, o să fac și eu o glumă, dacă tot ați făcut dumneavoastră, domnul Satei, nu mi-am propus să-l izolez pe actualul președinte al Consiliului Județean, mi-am propus să vă izolez pe dumneavoastră. În sensul în care trebuie să urmați o terapie împreună cu noi și să cădem de acord că interesul cetățenilor este mult mai important. Știu că în activitatea dumneavoastră de modernizare a Neamțului ați colaborat cu PSD-ul,
că ați insistat pentru dezvoltarea unor zone, într-adevăr, obiective importante pentru județul Neamț, în care s-au investit foarte mulți bani, dar niciodată nu v-am auzit criticând hoția din cadrul PSD-ului și din cadrul Consiliului Județean. Nu nimic, nu fac eu, o să facem împreună, pentru că suntem amândoi pro-România. Există, nu funcționează sistemul adio, dar rămân cu tine. Funcționează sistemul pe care ori suntem împreună, ori nu mai suntem împreună. Pentru că aceste lucruri trebuie să le decidem împreună. După, e foarte proaspătă această absorpție, dar cu siguranță împreună cu doamna Saftei vom veni cu clarificări, pentru că avea dreptate la un alt an, nu mai înțelege ce e evident și ce nu e evident. O să organizăm o conferință de presă în curând, în care vom prezenta foarte clar care este abordarea, pentru că domnul Lasarte îi spune foarte corect, nu facem o alianță așa pe ochi frumoși. Facem o alianță pe obiective care sunt utile locuitorilor din județul Neamț. Nu cred că toate obiectivele pe care ne le-am propus nu sunt utile județului Neamț. Vom stabili împreună ce e prioritate, ce nu e prioritate și o să vă comunicăm. Dacă mai sunt întrebări, da, eu, vă rog. Sigur și mult m-am observat. Tot înțeles în discuții și dumneavoastră PSD Vasea. Dumneavoastră vă spune de hoție din PSD. Eu am o problemă, încerc scuze, aș vrea să precizez, vă mulțumesc pentru întrebare. Eu nu am o problemă cu PSD-ul. Eu am o problemă cu cei de la vârful PSD-ului care au demonstrat că au confundat bugetul public cu propriile buzunare și cu propriile interese. Am înțeles. Până am întrebat cu domnul Manolino. După conferința de presă de când a fost lansat candidat PSD la Senat în 2016, eu nu v-am mai văzut nicio conferință de presă, nici pe dumneavoastră, nici pe alți colegi, decât pe general Sen. V-am chemicat cineva, aveați voie la PSD să vorbiți liber? Dar n-ai voie să vorbești aici. Da. Dar dacă tot apuminte... Haideți dacă tot... Nu, eu aici vreau să spun o realitate și am spus-o cel puțin pe mijloacele mass media la Roman. În județul Neamț, parlamentarii PSD nu aveau voie să apară public, alături de Ionel Arsenie. Alături de Ionel Arsenie? Da. Cine a interzis? Nu a interzis, așa era politica. Adică, orice ținea de Consiliul Județean Neamț, era Ionel Arsenie apărea din funcția de președinte a Consiliului Județean Neamț, nu și președinte a organizației Neamț. Și aici am să vă spun trei mici întâmplări reale, și anume, eu am fost coleg la început de mandat cu Sorina Pintea, la vremea aceea era ministru sănătății. Vine într-o vizită la Neamț, la Roman, în spital. Normal, fiind colegi și cunoscându-mă, doamna ministru, la vremea respectivă, m-a anunțat, vin la Roma, poate ne vedem. Am întrebat președintele, de fapt nu, ca să fiu corect, n-am întrebat președintele, m-am așteptat de un semnal la președinte, fiind președintele la vremea organizației Roman și senator, să fiu chemat și eu la vizitarea spitalului Roman împreună cu președintele Ionel Arsenie. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. După ce s-a încheiat vizita, Sorina Pintea, doamna ministru, îmi dă un mesaj, Dan, dar unde ești? Și am spus în momentul respectiv că sunt undeva într-o comună, deși eu eram în biroul parlamentar, în biroul de la partid. Pentru că mi-a fost jenă să spun, domnule, eu sunt în Roman, dar nu am acces din cauza președintelui. A venit în Neamț domnul Mihai Fifor, coleg, cunoscut, este omul care l-am găsit liderul grupului parlamentar în 2016, când mai sunt senat. La fel, mi-a zis, vin la Neamț, am o problemă, să vedem statutul Bălțătești, nu mă întâlnesc cu domnul președinte Arsenie, poate ne vedem. Când a ajuns la Neamț, mi-a dat un mesaj, hai, poate ne vedem la Piatra. Eu întrebasem atunci pe domnul președinte, vine domnul
Ce treabă aveți voi? Și i-am trimis mesajul înapoi lui Mihai Fifor, ministru apărării la vremea respectivă. Mihai, îmi pare rău, nu pot să vin. După aia, într-o discuție privată, i-am spus și motivul. Și a treia vine la Neamț prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, președintele Partidului Social Democrat. Normal, împreună cu colegii de la vremea aceea parlamentari, fiecare în parte sau, mă rog, am întrebat, venim și noi, vine președintele partidului, măcar să ne întâlnim, nu neapărat public, în presă sau altfel, măcar să ne întâlnim, să discutăm, că suntem parlamentari și nu aveți nicio treabă. Dacă veți vedea filmările, veți vedea cu cine s-a dus înaintea primului ministru, unde a fost și ce a făcut. Mai mult de aceste trei exemple nu pot să vă spun. Eu cred că sunt concludente. Mulțumesc. Cu plăcere. Mai sunt întrebări? Mulțumim frumos! Mulțumim! Și eu vă